domnule comisar șef, embarcațiunea mai 4020 este gata pentru începerea misiunii. Sunt comandantul embarcațiunii. Acesta nu este un film cu gangster și nu suntem nici în vremea prohibiției în America lui Al Capone. Anul este 2011, iar astfel de scene au loc aproape săptămânal la granița dintre România și Republica Moldova, frontiera răsăriteană a Uniunii Europene. După ce e în momentul în care a fost reținut? Cu? Cu bani. De unde e provinții care? La Moldoveni. De pe malul moldovenesc, da? Da. Facturile astea au fost la voi în barcă? Da. Și ce s-a întâmplat cu ele? Au căzut. Au căzut în barcă în momentul în care a fost reținut, da? Da, deci nu știu, ridicam mâinile. Bazarul din Ungheni, Republica Moldova. O sursă importantă de aprovizionare cu țigări aflată la doar câțiva kilometri de râul Prut. Sute de comercianți se înghesuie aici în fiecare zi în barăci de 2 metri pătrați. Găsești în bazar lopeți, saboți, haine, mâncare, iar clienții sunt de pe ambele maluri ale Prutului. Vin foarte mult și cumpără. Nu, a fumat așa, din hering, altceva nimic, conserve, frișcă au fost chiar sâmbătă și au cumpărat. Da. Și scumbria fumată, da. Ai mai ieftin, nu? Dar eu nu știu prețul. Dar nu ce cumpără? Cred că. Da. Cred că ei socot, tunet, tonul merge. A cumpără, da. Când vine vorba însă de un alt articol cu generozitate expus pe tarabe, comercianții nu-și mai aduc aminte, cum se spune în română, la țigări. Ia ne pune mai. A trecut deja un sfert de oră de când ne aflăm în bazarul din Ungheni. Pentru că insistăm să aflăm sursa de aprovizionare cu țigări, deja nu mai suntem bineveniți. Mai mulți comercianți devin chiar iritați atunci când văd camera de filmat. De ce m-ați spărat pe noi? De atât, dați nouă scumpie! Exact așa spiți! Dar ce dumneavoastră vine filmați pe noi? De ce dumneavoastră din România vine și ne filmați pe noi? Ce, noi n-avem cine să ne filmeze? N-are cine să ne filmeze? Dar nu vrem! Dacă nu, vrem e categoric. Eu sunt împotriva dumneavoastră. Dați-mi un pachet de... Mulțumesc. Am cumpărat perfect legal de la un chioșc din centrul Ungheniului un pachet de țigări. Prețul acestuia, aici în Republica Moldova, 40 de euro cenți. Aceeași cameră de filmat nu are darul să le dezlege limbile nici comercianților de țigări din centrul Ungheniului. Ba din contră, aflăm chiar că totul este confidențial. Sunt mulți români care vin să cumpere țigări aici? Eu nu spun nimic. Poftim? Nu spun nimic. Nu spuneți de ce? Nu se poate de informație confidențială. Informație confidențială? Nu am auzit că aveți mulți clienți că aici sunt mai ieftine de asta. Nu știu, nu spun nimic. Nu puteți să spuneți. Dar cine vă dă voie, patronul? Nu vreau probleme, mă bucur, nu-mi trebuie. Facem cale întoarsă în România. Avem asupra noastră un obiect tot mai valoros, pe măsură ce drumul ne poartă spre granița Uniunii Europene. De la Ungheni, din Republica Moldova, până aici, în Uniunea Europeană, adică la Sculeni, în județul Iași, sunt exact 25 de kilometri. Același pachet de țigări valorează aici de 5 ori mai mult, 2 euro și 10 cenți. Și asta pe Piața Neagră. Autoritățile vamale române deja au făcut calculele unei afaceri de ordinul a milioane de euro. Dacă găsești mijloacele potrivite, poți deja să te gândești la conturi în bălci elvețiene. Dacă un tir ar trebui trece prin frontiera noastră și ajunge în Uniunea Europeană, Germania, Franța, profitul la o asemenea tir este de 1 milion de euro. La un microbus de ăsta mic, profitul este de 65.000 de euro. La o mașină mică, până la 90.000 de euro. La asemenea, profituri obținute într-un timp scurt nu trebuie să mai mire pe cineva că poți găsi țigări în mături, în pâine, în conservele cu scrumbie sau chiar într-o stână de oi aflată pe malul Prutului. Iar lista metodelor folosite de contrabandiști nu este deloc scurtă. Aruncă cu lanseta o frânghie peste râul Prut. Lanseta e pescuit. Da. Acea frânghie este preluată de către cetățenii români care așteaptă bunurile. Bunurile sunt trecute de regulă în mijloace plutitoare, bărci sau anvelope sau chiar în saci de polietilenă legați foarte bine și sunt trași pe
apă. În felul acesta nu lasă nici indici la niciunul din malurile râului Prut, iar țigările sunt depozitate pe malul nostru. Dacă au posibilitatea în timpul respectiv, le scot atunci sau așteaptă un alt timp propice să fie preluat de către cetățenii români. Traficanții ajung să-și riște și viața, iar uneori chiar plătesc cu ea. Luna trecută, la Scânteiești, în județul Galați, pilotul unui motodeltaplan din Republica Moldova s-a prăbușit în timpul nopții, în timp ce parașuta mai multe colete cu țigări. Pilotul a fost găsit la o distanță de vreo 200-300 de metri de aparat. Se pare că a părăsit bordul aeronavei în timp ce aceasta zbura. Aeronava a căzut mai departe și s-a făcut praf. Motorul era oprit în momentul impactului cu solul. La începutul lunii februarie a acestui an, 77 de polițiști de frontieră și vameși de la punctul Siret din județul Suceava au fost reținuți sub acuzația de luare de mită într-o operațiune de amploare a Direcției Generale Anticorupție. După alte două săptămâni, 53 de polițiști de frontieră de la Albița, cel mai important punct de trecere de la granița de est, au fost ridicați de la serviciu ori de acasă. Din cei 130 de funcționari ai statului anchetați pentru fapte de corupție, doar unul se mai află în prezent în arest. Iar potrivit șefului direcției Vamale Iași, instituție ce are subordonate toate vămile de la răsăritul țării, pereții au în continuare urechi. Au fost multe confiscări în ultima vreme? Totuși continuă zi de zi, noi suntem vigilenți la frontieră. Aici, astăzi, ați avut de exemplu? Astăzi nu, deocamdată, știind că venim noi sau ascuns încă. Urmează după ce plecăm noi. Dar au semnale atât de bune? Comunicarea există aici, în punctul de vamă? Comunicarea, după cum știți dumneavoastră, este foarte bună atât între partea română cât și partea moldovenească. Orice prezență a organelor de control stopează pe moment contrabanda pe care se încearcă prin acest moment. Nu contează că este pe partea stângă sau partea dreaptă a Prutului. Informațiile circulă foarte repede. Miliarde de euro au fost cheltuite în perioada de preaderare a României pentru profesionalizarea și dotarea cu aparatură de ultimă generație a celor care păzesc granița de la Prut. Sume importante continuă să fie alocate și în prezent pentru frontiera de est a Uniunii Europene. Cu toate acestea, România rămâne în prima linie pe frontul contrabandei cu țigări. Anul acesta avem 44 de dosare penale pe contrabandă și evaziune fiscală față de anul trecut, când în aceeași perioadă au fost descoperite doar 5 cazuri.